Pandurii lui Grigoraș în versiunea 2012 nu mai sperie pe nimeni. Fanii așteptau prima victorie din retur în meciul cu Modesta Voința Sibiu. Oaspeții s-au betonat însă în apărare, iar Morișca, de pasea Pandurilor, a măcinat în gol. Sibiul putea pleca cu toate punctele, dar Mingote a intervenit salvator în două rânduri. Asta este fotbal, ce să facem acum, nu? Un rezultat de egalitate acasă, bine că nu am pierdut. Am avut și noi ocaziile noastre. Una peste alta este un joc slab din partea noastră. Poate unul dintre cele mai slabe jocuri făcute în acest campionat. O bază a fost greu, s-au apărat bine și au atins scopul. Ne pare rău că n-am câștigat. Un joc foarte bun pe faza defensivă. Pentru noi sunt jocuri foarte grele cu echipele care se închid și practic pot să spun că refuză jocul, deci au un singur obiectiv din să nu piardă. N-avem scuze, e un rezultat rușinos pentru noi, dar nu putem spune că merita mai mult. Sibienii au sărbătorit remiza de la Târgu Jiu ca pe o victorie. Autobaza folosită i-a ajutat să mai adune un punct care îi menține deocamdată deasupra liniei de plutire. Să analizăm, am întâlnit o echipă care o domina până acum ca în tot campionatul. Să ne aducem aminte că la CFR au fost peste ei la toate capitolele. E adevărat, au avut momentele lor astăzi, am avut și noroc, dar să nu uităm că am avut trei ocazii singur cu portarul. Sigur că ne mulțumește, am venit în speranța de a nu pierde, să câștigăm punct sau puncte, am reușit. Felicit jucătorii pentru efortul depus, a fost un meci foarte greu, în compania uneia dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Un 0-0 echitabil, să nu vorbim prea mult, un 0-0 echitabil pe care noi ne avantajează. Echipa din Târgu Jiu, obișnuită, bineînțeles, cu rezultate mult mai bune, vor fi supărați, spectatorii au fost puțin supărați, dar acesta este fotbalul. Pandurii rămân astfel fără victorie în retur. Următorul duel e vineri pe terenul Lanternei Roșii CS Mioveni.